Bună seara și bine v-am regăsit, dragii mei telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care vine în casele dumneavoastră cu cele mai noi informații din cele două domenii. Pentru această ediție vom îmbina educația cu școala, de ce nu, și chiar cu sănătatea. Vom discuta în prima parte despre parenting, despre o conferință care va avea loc săptămâna viitoare, iar pe a doua parte vom afla cât de important este sportul minții, șahul. Până atunci, vă prezint pe invitata mea, pe doamna Irina Nichi Firiuc, este specialist în parenting și instructor certificat în acest domeniu. Îi spun bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara și bine v-am găsit! Ne bucurăm tare mult că ne-ați acceptat invitația. Suntem foarte curioși și foarte nerăbdători să aflăm cât mai multe informații despre acest domeniu, care, iată, e pe val, aș spune eu. Cred că nu foarte mulți dintre cei de acasă au auzit deja despre parenting și despre zona aceasta în care îmbinăm copiii cu părinții. Da, eu constat din ce în ce mai mult și cu bucurie faptul că părinții ieșeni și nu numai au deschidere către a învăța despre parenting, pentru că până acum să fii părinte era cumva de la sine înțeles, ai făcut copilul și treaba ta, te descurci. Cam așa, cam astea erau singurele principii pentru părințeală. Iată că acum în era aceasta a digitalului, în era informației, în era vitezei, este nevoie și de școală, ca să zic așa, pentru părinți. Așa este, trebuie să ne adaptăm timpurilor pe care le trăim și să ne adaptăm cumva la cerințele acestui mediu pe care îl avem. Până să intrăm așa în subiect, pentru cei de acasă, aș vrea să vă faceți o scurtă prezentare. De când poate știu pasiunea aceasta pentru acest domeniu? Sunt mamă de 10 ani, deja chiar de 11 aș zice, da. Am 3 copii. Să vă trăiască. Mulțumesc, asemenea, un băiat de aproape 11 și 2 fete de 7 și de 5. Și odată cu ei am simțit nevoia să învăț mai multe, să aflu mai multe, să fac față mai ușor cerințelor lor. Știți dumneavoastră partea de tantrumuri prin care trec copiii, tot felul de emoții și frici pe care le au și eu pe care nu știam să le gestionez. În plus, nu mi-a plăcut direcția în care mă îndreptam ca părinte. Adică n-aș fi vrut să țip, n-aș fi vrut să îi lovesc, n-aș fi vrut să fac toate astea și iată că le făceam. Și atunci a fost momentul în care am spus stop, este timpul să facem altfel parenting, nu așa. Și atunci am căutat informații din ce în ce mai multe, am mers la cursuri, am fost la conferințe, am aflat despre oameni care știu mai multe decât mine, am citit multe cărți și mi-a plăcut foarte mult abordarea aceasta pe care o am acum. M-am specializat, am făcut specializarea timp de un an de zile și practic în fiecare zi și mă antrenez, cum zic copiii mei, mă antrenez în fiecare zi împreună cu cei 3 copii ai mei și cu soțul meu, să găsim soluții pentru a fi părinți buni și a crește copiii echilibrați, că fiindcă asta ne dorim, copiii care să se descurce în vremurile astea în continuă schimbare, în vremurile astea în care nu mai este suficient, nu știu, să ai autoritate, ai nevoie și de foarte multă empatie, foarte multă compasiune pentru copiii tăi, foarte multă înțelegere. Și mi-am dorit foarte mult să fiu acel fel de părinte, cald, blând, acum să nu credeți că sunt așa tot timpul. Ocazional cad din nou pe vechile obiceiuri pentru scurtă vreme, dar am mult mai multe instrumente la dispoziție să mă remontez și să fac lucrurile diferit. Pot să-mi cer scuze, să vorbesc, să le explic copiilor mei de ce am reacționat așa în anumite situații și ei să mă înțeleagă pe mine și eu să înțeleg pe ei atunci când reacționează și ei în felul lor. Cred că până la urmă trebuie să ne rezumăm la echilibru. Să păstrăm cumva linia aceasta de mijloc, încât să nu ajungem de la o extremă la alta. Eu sunt adeptă a echilibrului. Mi se pare că nu este nevoie să fim nici prea permisivi, să-i lăsăm pe copii să facă orice vor ei, dar nici să fim prea autoritari și să nu le dăm voie să facă nimic. Trebuie să găsim echilibru, să găsim o cale de mijloc, pentru că acolo, la mijloc, ei au ocazia, copiii au ocazia să învețe
cum să relaționeze cu oamenii, cum să se raporteze la mediul din jur, la situațiile pe care le întâlnesc, și au ocazia și să greșească și să îndrepte. Pentru că nu le putem spune nu o să greșești niciodată. Și sau trebuie să fie într-un anume fel pentru că așa cred eu că este bine. Pentru că vedeți foarte bine că trăim într-o eră în care joburile nu mai sunt aceleași ca acum 20-30 de ani. Păi ce o să fie peste 10-20-30 de ani de acum încolo? Cine știe cu ce se vor ocupa copiii noștri? Cine știe dacă comunicarea va fi la fel ca acum sau cu siguranță nu va fi așa cum era pe vremea noastră? Nu ne mai strigăm în fața blocului, nu? Vino în casă sau hai la joacă, ne trimitem SMS-uri și vorbim pe WhatsApp și pe Facebook și așa mai departe. Ei, este nevoie de echilibru ca să poți să mergi înainte prin astfel de situații și prin astfel de schimbări. A presupus și, nu știu, cursuri de psihologie, așa, per total, zona aceasta de parenting sau poate sunteți la bază absolventă de psihologie? Nu sunt absolventă de psihologie, deși am fost mereu înclinată pe partea asta de partea umană mai mult. Mi-a plăcut foarte mult să studiez, sunt un autodidact pe partea asta de psihologie. Mi-ar plăcea foarte mult să studiez mai în profund și mai academic treaba asta, dar timpul și resursele nu-mi permit în momentul de față, însă citesc mereu tot ce apare nou în domeniu, ascult prelegeri ale experților în domeniul neuroștiințelor și ale psihologiei. Mă documentez continuu pentru că vedem că știința și științele psihologice, științele sociale sunt și ele în continuă schimbare, adică observă lucruri noi despre oameni. Mereu se descoperă părți ale creierului care până acum n-au fost studiate și așa mai departe. Este nevoie să fii la curent cu toate informațiile astea și mă străduiesc pe cât posibil să fiu acolo. Siguranța așa este. Iată, cred că e un pas mare. Acum, cred că să spunem 10 ani cu aproximație, v-ați apucat de studiat, cumva v-a atras foarte mult atenția această temă de parenting. Și iată, acum sunteți organizatoare a unei conferințe cu o importanță destul de amplă. Așa este. Cred că a fost un vis de-al meu dintotdeauna să organizez o astfel de conferință și în ultimii 3 ani de când practic efectiv instruirea părinților, visul ăsta a prins din ce în ce mai mult avânt și aripi și a prins aripi acum de când am și susținerea comunității mamprenoare, a mamelor antreprenori din România. Este o bucurie și o mare satisfacție să văd că oamenii își doresc astfel de conferințe în care vin experții aproape de tine să-ți explice, să-ți povestească din experiența lor, din ceea ce au învățat, cum să faci față provocărilor pe care inevitabil le avem cu copiii noștri. Și zi de zi să ținem cont că în fiecare zi ne întâlnim cu diverse situații diferite față de zilele precedente de exact. Foarte multe ori. Și de la un copil la altul sunt diferiți. Eu având 3 am tipologii diferite. Fete, băieți, copilul din mijloc, copilul mai mare, surorile între ele, fratele și sora și așa mai departe. Fiecare cu profilul lui și iarăși în continuă schimbare, pentru că și ei se dezvoltă, nu numai noi. Și cred că ăsta este un punct important, faptul că noi, părinții, trebuie să ne dezvoltăm personal noi abilități, noi feluri de a privi lumea ca să le putem fi lor aproape. Această conferință din 13 aprilie asta își dorește. Să aducă oameni informați, oameni cu experiență, care să ne arate ce înseamnă parenting-ul în această perioadă în care trăim, ce înseamnă, cum sunt copiii acestei generații alfa, da?
Și ce putem face să-i ajutăm ca ei să crească din ce în ce mai mult și să, nu știu, să ne ducă, de ce nu, pe Marte, pe Jupiter, cine știe unde să ajungem în perioada următoare. Și nu doar asta, dar ne dorim să vedem copilul în întregul lui, nu doar din punct de vedere psihologic, dar hai să vedem cum avem grijă de el și de sănătatea lui, că tot spuneați de sănătate. Și de aceea am invitat pe cineva pe nutriție și pe alăptare să ne vorbească de la început, să-i dăm un start bun copilului. Iarăși o parte importantă a conferinței este cea dedicată taților, pe care îi așteptăm în număr cât mai mare pe 13 aprilie la conferința de parenting. Tatăl se vede în ultimii ani că este din ce în ce mai implicat, din ce în ce mai prezent în viața copiilor și este nevoie să-i dăm și lui importanța și atenția meritată. Am observat și o comunicare foarte bună între tată și copii, chiar și o atracție, parcă mult mai frumoasă între ei. Bănuiesc că fiind plecați o zi la muncă și reîntâlnirea seara e cumva cu un impact mai profund pentru copil. Copiii, de fapt, bărbații sunt și ei părinți. Și faptul că noi, mamele, petrecem foarte mult timp cu copiii noștri și cunoaștem foarte bine, câteodată ne dă senzația că este suficient să fim noi acolo și că ne și pricepem foarte bine la ceea ce facem. Dar avem nevoie să-i lăsăm și pe soții, partenerii noștri, să se implice ca părinte, nu doar ca bonă, așa că am lăsat, o oră și... am lăsat copiii cu tatăl, da. Știți, oare ce o să facă sau cum o să descurcă. Nu, tatăl este nevoie să fie acolo ori de câte ori poate și să fie din rolul de părinte, nu din rolul de ajutor al mamei. În plus, e bine și pentru relația tată-copil, dar este bine și pentru noi, că avem un pic de timp liber. Putem să facem și alte lucruri, ca de exemplu să ne ocupăm de antreprenoriat. Da, așa e. E important și pentru psihicul mămicii să aibă acest moment pentru ea, pentru relaxarea ei, pentru că, iată, sunt vremuri în care nu poți să stai închis doar în casă cu bebelușul pentru a-l putea crește. E normal să ieși la o gură de aer, să faci ceea ce-ți place în moment în care, iată, tatăl se ocupă așa cum ar trebui. Și intră în rol. Exact. Să știți că femeile n-au stat niciodată singure. De fapt, cred că asta este o problemă a secolului acestuia. Pentru că întotdeauna femeile și-au crescut copiii la oaltă cu alte femei. Pentru că atunci mai vremuri... Schimbul de experiență, cred că... Da, dar locuiau aproape. Toată lumea, toate verișoarele și toate mătușile și bunicile și mămicile erau cumva aproape. Acum, din cauza faptului că a trebuit să ne mutăm, ne-am dus la facultate, ne-am schimbat jobul, unii dintre noi au plecat în țări depărtate pentru job, ne-am izolat și asta se vede foarte mult în felul în nivelul depresiei crescute în rândul mamelor, în nivelul depresiei crescute în rândul copiilor chiar și nu mai spunem de tați că ei se ascund mai bine decât noi. Problema este că ne izolăm și atunci este nevoie să facem tot posibilul să ieșim din izolarea asta. Și chiar vreau să transmit acest mesaj că este ok să vrei să îți iei timp pentru tine, să te duci să te întâlnești cu oameni maturi, să faci ceva ce îți place. Nu este nevoie să te dedici 100% și non-stop copilului și nici el n-are nevoie să fii non-stop acolo, pentru că nu-i dai voie nici lui să te se dezvolte. Ești elicopter continuu deasupra lui. Așa e și cred că destule cazuri care au căzut în latura cealaltă de postpartum, depresia de după naștere și e clar că trebuie să facă ceva pentru a se vindeca de această problemă, clar. E, așa cum spuneați, timpul care trebuie să știi cum să-l gestionezi. Eu mă bucur foarte mult de apariția comunităților de părinți. S-a pornit de la comunități de mame, dar acum văd din ce în ce mai mult comunități de părinți, cu tot, cu tătici implicați acolo, pentru că e nevoie de această comunitate ca să poți să-ți crești copilul echilibrat. Și ce să mai zicem când ai chiar mai mulți.
cumva s-a făcut un studiu și ar fi nevoie de 4 adulți la un copil, ca acel copil să poată crește armonios. 2 care să-i fie părinți și încă 2 care să-i sprijine pe părinții lui. Ei, unde găsim așa ceva? Nu prea găsim așa de mulți adulți pentru un singur copil. Și atunci aceste comunități, fie că s-au creat în jurul alăptării, al diversificării, al antreprenoriatului, de ce nu, sunt importante și sunt acea gură de aer curat și proaspăt pe care îl primesc mamele, astfel încât să-și poată duce rolul de mame până la capăt într-un mod pozitiv și pentru ele și pentru copiilor. Și atât, una dintre comunitățile de care spuneați este cea pe care o coordonați, Mamprenoare, cred că foarte, foarte binevenită și foarte bine primită de mămici. Într-adevăr, și mai ales pe antreprenoriat, Mamprenoriat, deja a intrat cuvântul în limba română, pe antreprenoriat, iarăși era nevoie de această susținere reciprocă a unei comunități pentru femei, pentru că nu ne place să fim împreună. Și a venit cumva natural, ne-am adunat mai multe grămadă, comunitatea s-a format la Cluj, Alina Bota este fondatoarea și apoi ușor-ușor s-a răspândit și prin țară, iată, împreună cu Iașu, cred că acum sunt 10 sau chiar 12 orașe în care sunt comunități mamprenoare. Și avem mămici care au business-uri mai mici sau mai mari, business-uri care abia încep, business-uri care deja înfloresc. Și de când au intrat în comunitate, mămicile sunt mult mai pozitive, mai, nu știu, mai dispuse să facă pașii următori în business. Unele dintre ele chiar s-au apucat de afacere odată ce au aflat de noi și de cum ne descurcăm care mai de care cu copiii, cu casa, cu afacerea, cu familia, cu toate. Cred că ar fi foarte potrivit să lăsăm acest subiect pentru o altă ediție. M-aș bucura tare mult să reveniți la noi și să discutăm fix pe această comunitate și activitățile pe care le desfășurați acolo. Ne întoarcem puțin la conferință pentru a le oferi celor de acasă mai multe informații. Deci, spuneam 13 aprilie, această conferință cu mai multe persoane care vor vorbi despre anumite teme. Cred că ar fi bine să aflăm și ce anume v-ați gândit să discutați acolo. Eu voi aborda subiectul privind conectarea emoțională în era digitală, pentru că e nevoie. Suntem atât de conectați, dar nu prin pe partea asta de emoțional și este nevoie să vorbim despre lucrul ăsta. Va fi o secțiune de nutriție și alăptare pe care o va conduce Crina Coliban. Va fi o secțiune dedicată cuplurilor, cum afectează cuplu, viața de cuplu, dezvoltarea armonioasă a copilului, de care se va ocupa doamna psiholog Ioana Codreanu, care este din Iași. De la București va veni Robert Diaconeasa, care este fondatorul primului vlog caritabil din România și care ne va vorbi despre rolul important al tatălui în viața copilului. Tot aici vom avea un alt tic foarte implicat în viața socială și în viața de familie. Este vorba de George Ogăraru, care va fi împreună vor discuta despre partea asta de tătici. Și o secțiune de părinți în criză. Sunt două mamprenoare de-ale noastre, Raluca Munteanu și Iuliana Șoșu, care vor vorbi despre asta împreună cu Bogdan Tănase de la Casa Share. El cu siguranță a văzut multe situații de criză și vrem să aflăm cum se descurcă părinții în astfel de situații. Toată treaba asta cu conferința este dublată cumva de un târg al mamprenoarelor. Mamprenoarele noastre din Iași vor expune produse, vor vorbi despre serviciile lor și participanții vor avea ocazia să le cunoască personal, să afle despre ce este vorba în afacerile lor.
vor putea să cumpere, vor putea să dea comenzi sau vor putea pur și simplu să le cunoască, pentru că foarte multe dintre ele au produse sau servicii conexe cu parenting-ul. Deci se leagă cumva... Se leagă, da, exact, foarte bine. Poți să găsești un lucru care să te ajute în această muncă pe care o are părintele zi de zi. Mai sunt locuri la conferință? Mai sunt câteva locuri. Din păcate, perioada Early Bird s-a terminat luni. Dar încă puteți achiziționa bilete de pe mamprenoare.eu sau de la Ergonomice. Acolo puteți să plătiți cash. Pe site se plătește cu cardul. Vestea bună este că avem reduceri pentru grupuri. Dacă se adună măcar 5 părinți, sau, da, așa, aveți un prag de reducere. Pentru 10 sau mai sau până în 20 e un alt prag de reducere și peste 20 este un alt prag de reducere mai mare. Vă invităm să profitați de el, nu știu, luați-vă colegii de la grădiniță, de la școală, vecinii de bloc, faceți un grup și veniți, vă așteptăm cu mare drag la conferință să aflați lucruri foarte frumoase și importante. Cu ce situații vă mai confruntați așa zi de zi pe care ni le puteți povesti? Acum, la mine acasă, problema este că am foarte puțin timp și atunci copiii mei fac din când în când câte o năzbâtie ca să-mi atragă atenția și atunci știu că e momentul să mă opresc, să le ofer un pic de timp special, să ne conectăm, să ne jucăm și să cumva să ne luăm câte un pic de dragoste unii de la alții ca să putem merge mai departe. Lucrez cu cineva pe adaptarea la grădiniță și despărțirea blândă de dimineață. Iată că chiar și în luna martie... E o problemă martie, cu care se confruntă mulți părinți. Aprilie deja, da, așa este. E greu să te desparți de mami și de tati dimineața, dar sunt soluții, jucăușe sau limite sau ascultarea emoțiilor cu care poți să lucrezi și să treci de pragul acesta, pentru că nu este, toate lucrurile astea se pot vindeca, să zicem, și se poate trece mai departe mult mai blând decât avem noi impresia, că oricum copiii mai și cresc, mai înțeleg unele lucruri și atunci părinților le este din ce în ce mai ușor. Un alt subiect este frica, pe care am avut recent un workshop și a fost foarte interesant. Din întâmplare a fost și un copil acolo care chiar avea, se lupta cu niște frici și m-am întâlnit cu ea zilele trecute și mi-a spus: să știi că mi-am pus lângă pat un prosop alb. Aia e arma ei împotriva insectelor care o supără. Și n-au mai venit. Dar legat de, iată, adaptarea la grădiniță, care ar fi, nu știu, un exemplu sau o metodă prin care putem să îl facem pe copil să înțeleagă că nu e ceva rău ce se întâmplă dacă îl duci la grădiniță? Iarăși vreau să spun că totul pornește de la noi. Și știu că părinții toți vin și spun: ce pot să fac cu copilul meu ca să înțeleagă, ca să facă lucru cu tare? Hai să vedem întâi ce poți face cu tine și după aceea cu copilul. Dacă noi plecăm cu încrederea și îi dăm din start, din toți porii noștri, emanăm încredere că acolo este bine, ești în siguranță, doamnele sau domnii de acolo vor avea grijă de tine, iar eu mă întorc, copilul va percepe lucrul ăsta și va fi mult mai dispus să rămână la grădiniță de drag. Ne putem juca de-a grădinița înainte, acasă. Putem să facem tot felul de scenarii, să vedem de ce ursulețul roz nu vrea să meargă la grădiniță. Și copiii sunt foarte deștepți, să știți, chiar și de la un an, doi, și la un an, doi, ei pot să pună în scenă tot felul de scenarii așa, și prin care să ne arate unde le este greu și cam care ar fi problema de dedesubt. Îmi amintesc de mijlocia mea, când era tot așa, avea vreo 2 ani jumate, 3, nu, avea 3 ani jumate deja, era la grădiniță, chiar era în al doilea an și mi-era chiar foarte ciudat mie că de ce plânge?
că era, cunoștea locul, îi plăcea, de ce plânge? Și ne-am dus în fața grădiniței și zic, draga mea, uite, eu astăzi sunt dispusă să stau aici în fața grădiniței, dacă nu vrei să intri, nu intrăm, dacă când ești pregătită, intrăm. Și ea, bine, și am stat vreo câteva minute și zic, acum ești pregătită? Nu, nu încă. Bine, mai stăm un pic. Am început să povestim cum e la grădiniță, ce îi place, ce nu îi place, ce îi place acasă, ce îi place să mănânce, nu știu ce. Și apoi zic, acum ești pregătită? Da, hai să intrăm. Ce să spun, a fost o discuție foarte interesantă. Din păcate, timpul trece foarte repede, așa, dar cu promisiunea că vom reveni cu o invitație la dumneavoastră și că ne veți accepta, iată, invitația, sperăm să ne revedem curând, dar până atunci poate la conferință. Cu mare drag vă aștept și la conferință și oricând vin la invitația dumneavoastră. Mulțumim tare mult, a fost doamna Irina Nichi Firiuc, specialist în parenting. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim aici cu un alt subiect foarte interesant.